Doamnelor și domnilor, un nou podcast Brain Matters. Astăzi avem privilegiul să fim primiți în casa academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici, care la 99 de ani este activ, este o gazdă incredibilă. Vă mulțumim, domnule academician! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit la dumneavoastră acasă, o casă superbă, foarte multe amintiri peste tot aici în pereții acestei case. Și dacă ar fi să vorbim puțin despre cariera dumneavoastră îndelungată, extraordinară, ce ați putea spune uitându-vă retrospectiv? Cariera mea e foarte lungă. Eu am început să lucrez în anii 43. Fiindcă pe vremea aceea studenții puteau să fie încadrați. Și am fost încadrat și ca extern prin concurs și ca preparator la catedra de anatomie. Așa că de atunci, practic, am lucrat atât în domeniul cercetării științifice și a învățământului, cât și în domeniul medical. Am avut o carieră medicală care am consultat bolnav din anii 43 și până acum 3 ani. Suntem în 2023, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul ăsta împliniți 100 de ani, pe 6 iulie. Da, multă sănătate și multă bucurie vă doresc, domnule academician. Asta e mai greu pentru că am pierdut vederea, nu mai pot să citesc, nu mai pot să scriu. Cum spun prietenilor mei, sunt un intelectual analfabet. Nu există, că nu se poate spune că sunteți analfabet după o carieră atât de impresionantă și atât de îndelungată. Știu că la un moment dat ați avut niște probleme în anii, primii ani comunismului. Ați avut niște probleme și nu ați fost lăsat să practicați. Ce s-a întâmplat? Nu. Medicina am fost permanent, am practicat. N-am avut nicio dificultate, nici ca extern, nici ca intern, nici ca medic consultant. Am avut în provința învățământului. Învățământului. În 57 m-a eliminat din învățământ pentru origine socială. Și atunci n-am mai putut face învățământ până la Revoluție. Am avut o perioadă, într-adevăr, de un an de zile, când am fost profesor de cibernetică generală la Facultatea de Filozofie. Dar altfel, am tăiat orice posibilitate de învățământ și de cercetare științifică. Însă întâmplarea a făcut ca să lansez în cercetare cibernetică. Cibernetica necesita să ai cap, să ai creion, să ai hârtie și nu necesita laboratoare și instalații perfecționate. Așa că am putut să o fac singur și am putut să mă afirm, chiar din pe vremea aceea, ca una din precursorii ciberneticii românești. Ați știut că se va dezvolta această disciplină atât de mult? Nu, n-am știut că se va dezvolta atât de mult, am crezut că se va dezvolta față circumscris. Al inteligențelor artificiale și al creierului. Dar iată că a devenit un domeniu vast, s-a transformat în fond în toată această cultură a digitalului. Domnule academician, ați spus că ați fost îndepărtat datorită originii pe care comuniștii o numeau nesănătoasă. Povestiți-ne puțin despre această origine, despre familia dumneavoastră care este atât de celebră, nu? Se spune, nu știu dacă știți, dar probabil că știți, că sunteți singurul boier în viață din România. Nu, asta nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt boier, dar sunt ultimul membru al unei din cele mai vechi familii românești și mari, care își face apariția prin secolul al XIII-lea, odată cu primii basarabi, și care de atunci a rămas în spațiile de conducere ale țării românești până la Revoluția din 1848, când, bineînțeles, că boierima a fost eliminată ca o clasă privilegiată, dar care a rămas mai departe și a continuat datoria până la comuniștii care au distrus-o.
Cum ați resimțit această politică comunistă, în afară de îndepărtarea din învățământ? Cum ați simțit această adversitate față de familiile înstărite, familiile boierești? Ați pierdut mai mult decât învățământul? Bineînțeles, în tinerea sărăcită, a luat moșiile, pădurile, moara, tot ceea ce aveam ca posibilitate de câștig. În al doilea rând, ne-a persecutat. Eram marginalizat. Era un spațiu întreg în care nu aveam voie să acționăm. Cum era învățământul, cercetarea științifică, nu puteam să mergem în străinătate, nu puteam să avem o activitate publică. Așa că am fost, într-adevăr, marginalizat. Dar eu, prin activitatea mea medicală, fiindcă am fost, să zice, un medic bun, și prin activitatea mea de cercetare specială pe care n-au putut să o blocheze în domeniul cibernetic, am ajuns totuși notoriu și atunci acceptat deci sferele comuniste atât cât se putea din punct de vedere legal. Da, deci asta v-a ajutat. Seriozitatea, munca, n-aveau cum să nu țină cont de rezultatele muncii așa dumneavoastră. Așa că am făcut medicina, am făcut internat, externat, am făcut pe vremea capitalistă. Secundariatul, am fost medic consultant, am fost medic primar și am ajuns chiar medic șef de secție la Institutul de Geriatrie. Domnule academician, faceți-ne așa un scurt flash din perspectiva dumneavoastră cu privire la ce s-a întâmplat înainte de 1944, după al doilea război mondial și după Revoluție. Cum au fost aceste perioade pe care dumneavoastră le-ați trăit personal? Noi le știm din cartea de istorie, dar dumneavoastră le-ați trăit personal. Cum era societatea românească, intelectualitatea, în perioada interbelică, în perioada postbelică și în perioada de după Revoluție? Cum vedeți lucrurile? E foarte greu să poate scrie un roman întreg. Așa este. Se povestea asta. Bineînțeles că până la Revoluție a fost o atmosferă europeană, occidentală. Până la război. Chiar și în timpul războiului. Așa. Să vă spun că în timpul războiului în București viața era normală. Dar noaptea trebuia să stingi luminile și să mergi cu faruri alea speciale de camuflaj. Altfel nu s-a simțit războiul până la 4 aprilie 1944, când a fost primul bombardament în București. Am înțeles. Dar în rest erau spitale de răniți, de neorăniți, erau oameni care plecau pe front și nu se mai interesau, adică se cunoșteau ororile războiului. Dar în București nu s-a resimțit și a fost o viață exact ca și înainte, cu filme, cu cinematografe, restaurante, cofetării, tot ce vei, concerte. După război, venirea comunismului, cum s-a după întâmplat? După venirea comunismului, toate lucrurile acestea au mai durat vreo 2-3 ani până a plecat regele. În 47 și 48 atunci a fost lovitura de grație, când s-a instalat guvernul Petru Groza și a făcut ravagii. Întâi a schimbat structura, era expropriat cu toată lumea, a privatizat toate averile personale, a sărăcit pe toți. După aceea, pe elitele din România, elitele intelectuale, aristocrații și așa mai departe, iar decimat. O parte dintre ei i-a omorât, o parte dintre ei i-a trimis în închisori unde au murit, o parte dintre ei a trimis în închisori unde i-a chinuit ani și ani de zile până ce Ceaușescu i-a scos în închisoare. Așa că, practic, toată elita românească, culturală, științifică, politică, a fost distrusă în timpul lui Gheorghe Iuzeș. Ați avut presiuni în perioada aceea? V-ați confruntat cu dificultăți? Nu foarte mari, pentru că părinții mei au avut un domiciliu obligatoriu de profesorul Parvon, pe care îl cunoșteam foarte bine și care ajunsese șeful statului, a reușit să mi-i aducă înapoi, așa că practic n-au făcut acest stadiu greu de exil și au putut să revie după o lună de zile și să locuiască cu mine în toată perioada aceasta.
Cum a fost venirea lui Nicolae Ceaușescu din perspectiva dumneavoastră? Ați spus deja că pe unii a eliberat, a dat niște grațieri, dar s-a simțit în România un reviriment intelectual după venirea lui Ceaușescu în 65 sau cât a durat acest reviriment? Toată lumea s-a concentrat după Revoluție să satanizeze pe Ceaușescu. Dar nu e chiar așa. Trecerea de la regimul lui Gheorghe Ulteri la regimul lui Ceaușescu a fost o ușurare. Întâi s-au eliberat cu închisorile. Deținuții politici au fost eliberați. În al doilea rând, Ceaușescu a introdus niște libertăți, a creat niște situații care erau mult mai acceptabile din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere politic românesc. Fiindcă el, toată viața lui, a încercat să afirme România într-o situație ceva mai independentă față de Uniunea Sovietică. E drept că Gheorghe Ulteri, singurul lucru bun pe care l-a făcut este că a reușit să ne scape de ocupația rusă. Când a venit Nichita Hrușciov aici, l-a convins să se retragă trupele. În altfel a fost cel mai mare ticălos al istoriei noastre. Așa că s-a simțit o ușurare foarte mare, care a culminat cu evenimentele din Ceoslovacia. 68, curajul lui de a contracara ofensiva rusească. El s-a alterat din punct de vedere comportamental când a fost în Coreea. Nu mai țin minte în ce an, și atunci a revenit aici cu idei totalitare, a strâns șurubul foarte tare și a introdus sistemul său de oprimare cu toate restricțiile impuse și de faptul că avea el și în fața sa o concepție specială asupra modului cum cheltuiești banii. Erau super zgârciți. Și atunci au pus acest lucru la toată populația. Au făcut cozile acelea enorme la benzină, au redus importurile, au redus distribuția gazelor în timpul iernii, au redus conversațiile telefonice și așa mai departe. Și din punctul de vedere a acestei restricții, a fost o calamitate care a fost foarte greu resimțită de populație, mai ales în timpul iernii. 89, după 89, cum ați perceput societatea până în zilele noastre? 89 a fost o eliberare. Toată lumea știe ce s-a întâmplat atunci. Am scăpat de dictatura comunistă și am revenit la un sistem democratic care s-a instalat greu. Pentru că în România nu mai era democrație din 1938, de la dictatura lui Carol al II-lea. A fost dictatura lui Carol al II-lea, a fost dictatura lui Ioan Manescu, a fost dictatura lui Gheorghe Ulteri, a fost dictatura lui Ceaușescu. Așa că ne treceam după această lungă perioadă la o democrație și nu eram antrenat. Dar aveam o clasă politică formată, au venit și din afară străinii cu idei destul de bizare. Unii dintre ei au venit să ne ajute, dar alții au venit cu idei de culpabilizare, de pedepsire și au băgat vrajba între români. A apărut o pusterie de ONG-uri care nu făceau decât să atâțe românii contra românilor. Așa că perioada aceasta de tranziție, în loc să fie o perioadă de reconciliere, de dezbinare, cu destul de mari suferințe pe care au suferit unii, care nu aveau niciun fel de vină în tot acest proces, n-a fost o perioadă ușoară. Plus că trecerea de la economia comunistă la economia de piață nu e un lucru foarte ușor. În plus că în proprietărirea n-au făcut un guvern propriu-zis democratic, a făcut-o Iliescu, care era comunist până în vârful unghiurilor și care n-a înțeles rolul proprietății niciodată. Ați primit ceva înapoi din ceea ce era al dumneavoastră? Am primit acele 50 de hectare, am primit pădurile înapoi, am primit moara. Conacul și terenurile anexe, nici până astăzi nu le-am primit, deși de 30 de ani mă răpăresc în război cu mafia de la Pitești, care este sprijinită de justiția noastră, care este, așa, are punctele ierușinoase,
Așa că am rămas fără conac până azi. Dacă ar fi să ne referim la vasta dumneavoastră carieră didactică, iată, sunteți în foarte multe foruri, sunteți implicat în extrem de multe școli, universități, îndepliniți tot felul de funcții până în zilele noastre, sunteți membru al Adunării Naționale, al Consiliului Național al Bisericii Ortodoxe Române. Nu mai sunteți. Acum, așa. Președinte al Societății Ateneul Român. Da. Președinte de onoare al Universității Ecologice din București, unde am avut și eu privilegiul să vă văd de fiecare dată. Profesor. Unde sunteți profesor la fiecare început de an. Președinte al Familiarilor Ordinului de Malta din România. Asta nu mai e valabil. Nu mai e valabil. Că s-au rupt legăturile dintre... Am înțeles. Sunteți doctor honoris causa în multe universități. Din perspectiva dumneavoastră, care este cea mai dragă sufletului slujbă și funcție pe care ați avut-o și o aveți? Aceea de medic. Medic. Fără tăgadă, fără discuție. Am făcut tot acest timp, pe lângă funcțiile didactice, pe lângă funcțiile de cercetare, am practicat medicină. Am consultații, am îngrijit bolnav la pat, mii de bolnavi au trecut printre mâinile mele. Vă aduceți aminte de o experiență care v-a marcat în calitate de medic, din sutele de experiențe pe care le-ați avut? Povestiți-ne una așa care v-a marcat într-un mod special. Nu pot să spun că am avut una care m-a marcat în mod special. Am avut intervenții și în timpul războiului, în timpul bombardamentelor. Am tăiat mâini, am tăiat picioare. Am făcut și chirurgie foarte multă vreme. Am făcut operații grele, dar trebuie să spun că asta a fost pasiunea mea. Și am fost specializat în neurologie, am făcut toată viața mea neurologie, dar pe sfârșitul vieții am făcut și geriatrie. Și cred că cea mai importantă realizare în viața mea este că am înființat specialitatea de geriatrie. Geriatria nu există. Asta credeți că este cea mai mare realizare a vieții dumneavoastră? Da. Specialitatea de geriatrie. Da. Pentru că nu exista, Aslan nu s-a ocupat de chestia asta, Aslan s-a ocupat de institutul ei, de tratamentul ei și de relațiile cu bolnavii, care a făcut la un nivel foarte ridicat. Dar eu am făcut specialitatea și astăzi există medici geriatri, există spitale de geriatrie, există puncte de consultație de geriatrie datorită mie și bătrânii au un sprijin asigurat. Considerați că aceste cunoștințe și bazele acestei științe pe care ați pus-o în România v-au ajutat și în longevitatea dumneavoastră personal? Nu. Nu. Nu, pe mine ce m-a ajutat la societatea mea personală, la longevitate, este că părinții au fost longevivi, bunicii au fost longevivi, străbunicii au fost longevivi și că am avut o viață foarte disciplinată. Ce înseamnă o viață foarte disciplinată? Fără abuzuri, eu n-am pierdut nopțile, n-am făcut abuzuri de mâncare, n-am făcut abuzuri de băutură, n-am făcut excese în niciun domeniu, am dus o viață echilibrată din toate punctele de vedere. Liniștită și foarte regulată. Domnule academician, unul dintre punctele podcastului nostru este legat de spiritualitate. Spuneți-mi, vă rog, un om la 99 de ani, aproape 100 de ani, pentru că peste câteva luni, cu ajutorul lui Dumnezeu, veți împlini 100 de ani, cum vede divinitatea? Cum ați simțit providența de-a lungul vieții dumneavoastră? Pe perioade istorice, întotdeauna ați avut o anumită viziune sau s-a mai schimbat? Sau cum stau lucrurile din punctul acesta de vedere? În familia noastră am fost educat încă de când eram copil în spirit religios. Guvernantele, părinții, bunicii ne-au învățat religie. Am fost și descălit de monseniorul Ghica, care era rudă cu noi și venea aici. Adică, practic,
Am avut o educație creștină, ortodoxă, încă din copilărie, pe care am păstrat-o până acum. Și consider că o viață spirituală îmbogățește pe om, că îi completează viața pur materială. Bun. Și din punct de vedere al divinității, ați simțit de-a lungul carierei dumneavoastră momente în care a fost ceva mai mult decât lucruri naturale? A fost vreo intervenție specială? Ați simțit ceva deosebit din punctul ăsta de vedere? E greu de spus, dar cred că tot timpul am simțit că sunt protejat. Am avut o viață extraordinar de frumoasă. Și chiar atunci când mi s-a întâmplat ceva foarte rău, imediat s-a inversat și s-a transformat în cauza unei situații foarte bune. De exemplu, am fost dat afară din învățământ și trimis la o policlinică în orice. Am găsit pe nevastă, care 54 de ani m-a făcut fericit. Vă dau un exemplu. Și asta s-a întâmplat de multe ori în viața mea. Am simțit această protecție divină. Deci, familia dumneavoastră personală, soția, ați cunoscut-o într-un moment greu în care comuniștii v-au dat afară din învățământ. Povestiți-ne puțin momentul acesta, că e foarte interesant, e fascinant. M-a chemat în 57, ministrul era atunci Saragea și mi-a spus, dumneata, portă un inel cu pecete, cu coroană, ai o atitudine provocativă și pentru chestia asta te scoatem în învățământ. Trebuie să recunosc că a fost elegant, că puteau să spui că ai activități anticontra regimului, că ai spus cu tare sau cu tare. Mai spuneați câte o chestie? Mai spuneam. Și nu s-au legat de asta? Nu s-au legat. Și ce s-a întâmplat mai departe? Și m-am luat afară din învățământ. Și am rămas cu partea medicală. Și v-ați dus la policlinică? Da. Și cum ați cunoscut-o pe soția? Era secretară la policlinică. Și ce s-a întâmplat? Păi ne-am întâlnit acolo, ne întâlneam în fiecare zi. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ea era și ea dintr-o familie aristocratică, Hagi Moscu. Vedem că fusese măritat, a divorțat și s-a măritat cu mine. Am avut 54 de ani de fericire. Foarte frumos. Ați avut și nuntă de aur, deci de 50 de ani. Și n-ați avut nimic împotrivă să o acceptați exact așa, cu copii, cu tot ce a fost. Cu doi copii. Ați iubit-o foarte mult, înseamnă. Da. Am fost un menaj exemplu. Ce frumos! Fascinant pentru sufletul meu. Da. Domnule academician, ați fost vreun medic tot timpul disciplinat sau ați mai și zâmbit? Ați mai spus o glumă, ați mai auzit o glumă, ați mai avut bună dispoziție? Nu. Eu sunt un om glumeț, sunt un om cu humor. Mai făceam glume, îmi plăceau cei care fac glume. Ne-am spus că omul trebuie să zâmbească. Care este cel mai bun banc pe care vi-l amintiți? Cea mai bună glumă despre medici? Nu uitați că în perioada comunistă era plin de bancuri, ceea ce a dispărut acum. Tată, uite, ultimul banc al lui Bulă. Deci n-ați avut nimic împotriva bunei dispoziții și așa mai departe. Contra. E importantă buna dispoziție? În... Extraordinar de importantă pentru toate, în toate punctele de vedere. Vă spun eu unul cu un neurolog. Da. De fapt era și chirurg. Și vine un pacient îngrijorat. Trebuia să-l opereze neurologul. Și era stresat, foarte stresat. Și medicul întreabă, de ce ești așa stresat? Păi zice, domnule doctor, e operație pe creier, dumneavoastră știți mai bine. Zice, stai liniștit, zice, eu am rată de succes 1 din 10. 1 din 10 scapă. 9 dinaintea dumneatale au murit, dar să fii liniștit că acum, zice, o să fie bine. Deci, n-ați avut astfel de experiențe. Nu. Eu n-am fost neuroc, am fost chirurg la începutul vieții,
Câteva ani de zile am făcut chirurgie și până m-a convertit profesorul Nicolae Ionescu, să știi. Și am făcut medicină, neurologie. Neurologie clinică și neurologie științifică. De ce v-a convertit? Ce v-a plăcut așa de mult? E frumoasă neurologia și ca boală și ca disciplină. E o disciplină tristă, fiindcă vorba aceea, peste 80% din bolnavi nu se vindecă. Dar este o disciplină frumoasă și are și o latură științifică. Pe vremea aia se cercetau toți bolnavi. Ați avut o carieră didactică de asemenea, sunteți academician, iată, nu este ușor să ajungi academician, aveți realizări profesionale intense. Știu că este greu de răspuns la următoarea întrebare, dar spuneți-mi, care lucrare vă este cea mai dragă sufletului din toate cele pe care le-ați scris, pe care le-ați prezentat? Nu pot să spun greu, set de lucrări. Un set. Este orientarea către cibernetică. Aceea m-a salvat. De ce v-a salvat? Întâi că mi-a dat posibilitatea să am o activitate științifică într-o perioadă în care nu aveam voie, pentru că nu aveam nevoie de laborator. Al doilea, am avut atâta succes încât am devenit notorul și am început să fiu invitat în străinătate și actuala și conducerea politică a acceptat acest lucru, fiindcă avea puțin specialiști în cibernetică. Și pentru că am intrat la Academie, tot pe baza cercetărilor mele de cibernetică. Cel mai mare regret al vieții dumneavoastră, care ar fi? Că an de zile, în timpul comunismului, n-am putut să fiu profesor. Acesta este cel mai mare regret. Cel mai mare regret. Și n-am putut să fac cercetare într-un institut. Mergeam la institut, eram invitat, făceam conferințe, făceam comunicări, dar cu ceea ce lucrăm, în afara institutului. Spuneți-mi, vă rog, din punctul de vedere al medicului, specialistului, academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici, observați o diferență de generații între vremurile de odinioară ale comunismului și vremurile de astăzi, din punct de vedere al studenților, sunt mai serioși, mai neserioși, depinde de profesor. Cum vedeți toată treaba asta cu învățământul? Studenții sunt mai puțin serioși, mai puțin disciplinați, mai cu tendințe zburdalnice și excentrice și prea hipnotizați aproape de toată ziua pe telefon, toată ziua pe instrumente digitale și observ ceva când se apară destul de grav, să retrag din ce în ce mai mult din lumea reală spre lumea virtuală. Este grav lucrul acesta din perspectiva noastră. Cum credeți că afectează neurologic această lume virtuală, generația pe care o avem acum? Nu știu încă, dar în orice caz îi va afecta. Pentru că sistemul nostru nervos central este făcut pentru o integrare a lumea reală, nu prin integrări în lumile acestea virtuale. Cum ați perceput, domnule academician, pandemia care a trecut? Dumneavoastră ați trecut prin multe în viață. Ați avut momente grele în viață. Cum a fost pandemia pentru dumneavoastră? Ați știut că va trece? Ați știut că va fi bine? Ați fost îngrijorat? Ați văzut atâtea persoane care au murit, care n-au reușit să treacă de asta? Acum, după ce s-a întâmplat și aveți o privire obiectivă, ce ne puteți spune? Întâi și întâi au mai trecut până epidemii grave de poliomieliță, care nu vă aduce, era o grozăvie, se cera copii. După aceea epidemii mari de gripă, care murau zeci de oameni, deci eram obișnuit cu acest lucru. Al doilea lucru, știam, toate epidemiile din istorie au trecut. Deci eram sigur că trece pandemia. Ceea ce m-a supărat este imbecilii aceia care se opuneau singurilor mijloace pe care le aveam de luptă, izolarea și vaccinarea. Antivacciniștii, antiizolaționiștii au fost niște criminali absolut, în adevărat sens al cuvântului, că au convertit oameni și care au făcut din cauza aceasta
o mulțime de victime care n-ar fi căzut. Am fost și eu pro-vaccinare. M-am și vaccinat. V-am ascultat și pe dumneavoastră în perioada aceea. V-am avut la o emisiune de televiziune, la un post din România. Da. Însă după pandemie, domnule academician, au apărut acești șefi ai unor firme de vaccin care au mărturisit că n-au făcut cercetări, că n-au fost siguri de efectele vaccinurilor, că lucrurile nu au fost așa cum ni le-am imaginat noi și că de fapt au fost niște impostori acești șefi care au dat oamenilor ceva ce n-au testat. Cum să echilibrăm această chestiune? Pentru că eu am fost foarte revoltat. Credeți-mă, am văzut niște interviuri îngrozitoare cu niște oameni care ne-au dat să ne vaccinăm cu lucruri netestate de ei, nefăcute. Eu înțeleg că a fost un moment dificil și a trebuit să se ia niște măsuri rapide, dar totuși să faci experimente de felul acesta este un pic neetic din perspectiva mea. Dar credeți dumneavoastră că Pasteur a făcut testări? Toate vaccinurile pe care le-a făcut, când le-a fabricat, le-a făcut direct. Credeți că Pasteur a făcut testări pentru vaccinare antirabică? A acționat ca să vadă dacă se poate întâmpla ceva. Așa că nu le puteți reproșa decât faptul că s-au grăbit. Dar totuși, ce testare mai mare a fost decât aceea că au vaccinat populația lumii? Au făcut o testare pe milioane de oameni. Deci, practic, medicația este mai testată decât orice altă medicație din lume. Fac ei pe grozavi, așa, dar totuși testarea s-a făcut automat prin însăși aplicare. Și s-a văzut că este un vaccin, este inofensiv, toate medicamentele au efecte negative, asta nu se poate lega, și efectele sunt pozitive. Acum, un vaccin nu trebuie neapărat să te apere de boală. E suficient să-i reducă intensitatea. Vor s-a dovedit că face acest lucru. Uitați-vă că majoritatea celor care au murit erau nevaccinați. Marea majoritate. Domnule academician, ați trecut prin tot felul de sisteme de justiție. De-a lungul vieții dumneavoastră, v-ați confruntat direct cu unele dintre ele. Cum este justiția din România acum? Cum o vedeți? Din tot ceea ce știți, din tot ceea ce ați pățit, povestiți-ne puțin despre lucrul acesta. Nu este cum trebuie, dar nu vreau să comentez justiția. Nu doriți? Nu. Am respect față de această instituție, chiar atunci când ei însăși nu au respect față de ei însăși. Am înțeles. Aș vrea să ne spuneți în cele ce urmează, cum ați trecut peste cele mai mari crize din viața dumneavoastră? Au fost crize, au fost momente dificile, cărui față datorează voința, determinarea, biruința, să zicem, în anumite momente din viața dumneavoastră. Să știți că n-am avut momente dificile decât acum, la urmă, când nu mai pot să merg decât cu căruțul și nu mai pot să citesc și să scriu. În rest, am avut o viață destul de plăcută și cu foarte multe momente de fericire. Cel mai fericit moment din viață? Nu, au fost multe. Povestiți-ne câteva dintre ele. Greu să-mi aduc aminte încă din copilărie. Nu, trebuie să vă răspund. Viața mea a fost o viață frumoasă, plină de bucurii, plină de realizări și de momente de fericire. Că din când în când a fost câte ceva, un necaz, câteodată un necaz foarte mare, repede a trecut și repede a fost înlocuit cu un moment de plăcere. Astfel încât în tot lungul vieții mele am avut impresia că îngerul meu păzitor mă păzește. Credeți în existența unui înger păzitor? Este doctrina bisericii noastre ortodoxe. Am înțeles.
Știu că la un moment dat ați fost atacat în presă, ați fost spus că ați făcut tot fel de lucruri. Cum vă raportați la aceste acuzații? Cum vă raportați la hater, să zicem? N-am discutat niciodată și nu discut nici acum. Nu ați discutat? Nu. Anul ăsta să treacă furtuna, a trecut. Oamenii sunt răi, înrăiți și trebuia să fim eliminat împreună cu alte persoane. Cum se ziceam, un pericol politic pentru unii. Aici e toată situația, pericol politic. Dar această atitudine, eu am apreciat-o foarte mult din partea dumneavoastră. Să nu intri în cleștări anumite lucruri. Aceasta este ceea ce v-a învățat viața, ceea ce v-a învățat experiența. Pentru că noi suntem foarte combativi în general. Noi românii nu ne lăsăm. Dumneavoastră ați aștepta să treacă lucrurile și ați... V-ați văzut de carieră și de viață. Citeam săptămâna aceasta despre un mare compozitor al lumii, Anton Bruckner, spre exemplu, că nu i-a recunoscut prea multă lume geniul până pe la 60 de ani. El a trăit niște drame, ieșeau oamenii din sală și era un tip, Hanslick se numea, care scria tot timpul împotriva lui. Pentru că el iubea muzica lui Wagner mai mult decât muzica lui Beethoven. Și Hanslick, ăsta fiind fan Beethoven, îl termina. Oriunde îl prindea, îl scria că nu a făcut nimic, că nu e în stare de nimic, așa mai departe. Și imaginați-vă că a ajuns la o anumită vârstă, Bruckner, încât regele Franz Josef i-a dat o soldă și a zis, uite, să ai toată viața ta de trăit și să poți să compui, să nu te mai intereseze grija zilei de mâine. Deci dacă ai vreo rugăminte specială, ce rugăminte ai? Și Bruckner zice, să nu-l mai lăsați pe Hanslick să scrie împotriva mea. Deci era, tot îl durea faptul că cineva mai scrie împotriva lui. Aici este o problemă, domnule academician. Internetul a făcut posibil ca oricine să-și dea cu părerea despre orice, despre... Nici nu cunoaște persoana, el s-apucă să scrie, vorba unuia, zice, prostul satului a ajuns să fie celebru. Bine, a apărut rețelele de socializare. Care sunt, din punctul de vedere moral, o catastrofă. De ce ziceți așa? Pentru că difuzează și ce trebuie, ceea ce e bine, dar și ceea ce nu trebuie, ceea ce face foarte mult rău. Aici a fost cheia. Cum să ne raportăm la hateri, la oamenii ăștia care urăsc, care scriu urât și uneori nejustificat? Tot timpul trebuie să facem așa, cu ignorare, să mergem mai departe, să nu ripostăm niciodată, că până la urmă poate să sape în sufletul unui om o anumită atitudine. Eu nu postez niciodată, eu n-am cont în niciun fel de rețea de socializare, îi ignorez. Ignorare. Eu așa fac. E o mare lecție asta, domnule academician. Da. E o mare lecție asta pentru noi. E o mare lecție. Cum vedeți România peste 20, 30 de ani, 50 de ani? Aia e greu de spus. Pentru că sunt evoluția politică pe de-o parte, evoluția tehnologică pe de-altă parte și transformarea de mentalitate pe care va introduce totuși digitalizarea aceasta mare. Și dacă ar fi să faceți așa o prospecție... Nu pot să-mi dau seama. Nu. Nu pot să-mi dau seama. Pentru că se poate să se întâmple nimic, după cum se poate să se întâmple schimbări radicale, așa cum au fost în trecerea de la paleolitic la neolitic. Am înțeles. Că mai trecut omenirea prin chestii din astea. Tehnologia schimbă viața, schimbă prioritățile, schimbă mentalitatea. Da. Pentru că sunteți un om trecut prin viață, sunteți un pionier al ciberneticii, vreau să vă mai întreb despre un lucru în finalul emisiunii noastre. Există acum din ce în ce mai dezvoltată inteligența artificială. Există roboți creați cu figură umanoidă care sunt cetățeni ai anumitor țări. Deja li se acordă statutul de cetățeni, buletii de identitate și așa mai departe. Microsoft a investit milioane de euro în ChatGPT,
o inteligență artificială care îți răspunde la orice întrebare vrei, are niște setări deocamdată, nu vorbește despre persoane, dar în general, orice informație el are acces la ea, o extrage, ți-o expune, ți-o spune. Justiția, de asemenea, în anumite țări, se spune că poate fi rezolvată de inteligența artificială. Se bagă niște argumente și robotul dă sentința. Într-una dintre țările baltice, dacă nu mă înșel, Lituania, dacă nu mă înșel, există o astfel de procedură la chestiuni de ordin mai simplu, justiție. Cum vedeți această transferare a responsabilităților umane către inteligența artificială în perspectiva unui specialist, în perspectiva unui om de știință ca dumneavoastră? E greu de spus, pentru că inteligența artificială este lipsită de un lucru esențial, n-are emotivitate. Toată activitatea unei ființe umane este colorată emotiv. Ori viața emoțională nu poate fi creată în artificial. Deci toți acești roboți nu sunt oameni. Fiindcă ceea ce definește omul este tocmai acest aspect emoțional care deschide porțile vieții sentimentale, culturii și așa mai departe. Nu văd un robot artificial bucurându-se și dând în coadă când aude o simfonie de Bruckner. Deci, funcțiile unui cetățean nu sunt numai cele eminent pragmatice, ci și participarea sa emoțională. Ceea ce spunea René Pascal, această chose pensante, acest res cogitant pe care îl plasa în creier și care spunea, dincolo de toată mecanica cerebrală, există ceva care e metafizic și care face ca mașina aceea să nu fie o mașină, ci să fie un om. Vă referiți și la conștiința morală? Vă referiți și la... Nu, la o existență transcendentală. Poate mai degrabă la suflet. Da, deci considerați că niciodată inteligența artificială nu va înlocui omul. Nu va înlocui omul. Va face oameni fără suflet. Dar poate unele privințe vor fi mai eficienți. Dar ceea ce caracterizează viața umană este tocmai vibrația asta emoțională și conștiința că face ceva bine, că face ceva rău, așa mai departe. Adică este un mecanism care e greu de transpus în lumea materială și care probabil că va rămâne în lumea transcendentală. Cum arată o zi astăzi din viața academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici? Pe o zi mă scol, îmi fac toaleta, iau micul dejun. Câte ore dormiți în general? Interesant mult. Aveți nevoie de somn? Totdeauna am dormit mult. Mă culc pe la 9 și mă scol la 8. Și, ore. Și probabil că asta e și un secret al longevității, din perspectiva. Fac și o siestă după masă. Am înțeles. Deci vă treziți? După aceea am un prieten care vine și mă duce cu căruța cu roțile și mă plimb până oraș. Fiecare zi, azi nu că ați venit din noastră, dar astfel în fiecare zi fac o plimbare pe Calea Victoriei, merg până la Palapa Capșa, mă opresc undeva la o cafenea, beau o cafea, stăm de vorbă, mă întâlnesc niște prieteni, mă întorc acasă, mănânc, fac siesta și pe urmă mă apuc de lucru. Ce înseamnă lucru la vârsta aceasta? La vârsta asta, pe de-o parte, dacă nu pot să citesc, pot să aud. Și atunci ascult referate, articole, capitole care sunt puse pe internet. Ascult, mă instruiesc, că eu continuu să învăț și acum. Și pregătesc prelegerile mele. De exemplu, alaltăieri am făcut o prelegere despre istoria Grecii, 3500 de ani, la comunitatea greacă cu ocazia aniversării Grecii. Ieri am făcut o mică prelegere la Banca Națională în legătură cu 100 de ani de la
promovarea Constituției 1923. Acum pregătesc ceva pentru un fel de aniversare a culturii eroului necunoscut. Adică particip la viața socială și la viața civică. Am făcut o comunicare despre Universitatea de la Padova. Adică tot timpul intervin cu ceva. E greu pentru că nu pot să scriu. Dar vă faceți schema în minte? În minte și am în minte, da. Extraordinar. Extraordinar. Considerați că secretul unei sănătăți longevive a creierului constă în activitatea mentală cât mai diversă și cât mai bogată? Da, creierul e invers decât inteligența artificială. Inteligența artificială, ca orice lucru artificial, pe măsură ce lucrează, se uzează. Creierul, pe măsură ce lucrează, se perfecționează. Avem, domnule academician, o distinție specială pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, este un moment deosebit. Avem aici o diplomă din partea redacției Brain Matters. Este o redacție nouă a unui podcast pentru elitele din România. Cum se cheamă? Brain Matters. Creierul contează. Se acordă domnului academician Constantin Bălăceanu Stolnici pentru contribuția fundamentală la dezvoltarea și creșterea prestigiului școlii românești de neurologie. Și dacă aș scrie acum, aș scrie și geriatrie. Dar n-am scris și geriatrie. Oricum, practic, în cadrul neurologiei și pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o, se cuprinde și geriatria. Vă doresc, domnule academician, să o puneți aici la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc multă sănătate, să o punem aici, să o aveți exact aici în față. Vă doresc multă sănătate, multă putere în ceea ce faceți. Iată, la anii aceștia o activitate intensă și să vă sărbătorim și la 100 de ani și Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră. Acum ce? Mai sunt exact, să vă sărbătorim împreună. Apreciez tot ceea ce faceți. Mulțumesc că ne-ați primit și ne revedem cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi, podcastul Brain Matters. Sunt Cornel Dărvășan, vă așteptăm în continuare cu noi și noi personalități ale lumii elitiste românești. Sperăm ca să vă facă plăcere să ne urmăriți. La revedere!